Mai multe familii nevoiașe din județul nostru au avut parte de o surpriză plăcută chiar în pragul sărbătorilor pascale. Tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinț, dar și al PSD Mehedinț, Aladin Georgescu, au hotărât să le aducă măcar un strop de bucurie celor mai puțin norocoși, oferindu-le nu doar alimente, ci și bucurie și speranță. Pentru tinerii socialdemocrații din județul nostru, acțiunile caritabile au devenit o tradiție. Chiar în prag de sărbători, aceștia și-au dorit ca și familiile nevoiașe să aibă parte de un strop de alinare și le-au adus alimente pentru masa de Paște. Primele case la care au ajuns cadourile au fost în comuna Braniștea. Cu plăsuțe pline de alimente, jucării și hăinuțe, tinerii socialdemocrați, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul comunei Braniștea, Marin Ion, au mers prima dată la familia Dogaru. Am venit aici, frumoasă, ce dumneavoastră. Așa, socialdemocrați, sunt primar, domnul președinte Aladin Georgescu, încercăm să facem o bucurie, ocazia sărbătorilor de Paște. Bianca are 26 de ani și este tânăra mămică a 4 copii, mai exact 3 băieți și o fetiță de doar câteva săptămâni. Surpriza îi se putea citi pe chip în momentul în care și-a văzut cele 2 camere pline ochii de tineri, însoțiți de primarul comunei și încărcați cu daruri în pragul sărbătorilor pascale. Așteptați la această surpriză? Nu mă așteptam la această surpriză, chiar nu mă așteptam, dar este bine primită, avem un primar foarte bun. Ne ajută cu orice problemă avem, este săritor, nu pot să zic nimic de domnul. Vă așteptați să vină tineretul social-democrat aici la dumneavoastră, ați văzut câți? Da, am văzut că sunt mulți tineri, sunt bineveniți. V-au făcut o surpriză. Da, chiar au făcut o surpriză minunată, chiar ne-au făcut o surpriză minunată, copiii sunt îngândați, vedeți. Deja au început să desfacă, e tare curios el ce se află acolo. Deci putem spune că o să aveți sărbători mai fericite. Da, mai fericite anul acesta. Mulți copii din familiile defavorizate suferă în special în pragul sărbătorilor, atunci când mesele ar trebui să fie pline cu bunătăți. TSD Mehedinți a încercat de fiecare dată să le asigure o masă caldă și să aducă un zâmbet pe buze tuturor celor cu o situație financiară precară. Și uite aici, un iepuraș frumos pentru tine, da? Și avem și jucării. Unde mami, mulțumesc. Și hainuțe. Uite, ca să ai cu ce să te joci. Și tu și plăciorii tăi. Următoarea surpriză i-a fost făcută unei bătrâne din aceeași comună. Femeia locuiește izolată de mult timp, iar în pragul sărbătorilor singurătatea o simte din plin. Aceasta a fost extrem de emoționată atunci când tinerii socialdemocrați alături de primarul Marin Ion au venit în vizită la ea. De sărbători ai și tu de aleguri, de mâncare, ai de sărbători. Nu prea ai. Uite, venim cu social-democrat. De la partidul. Sigur de domnul președinte Aladin Georgescu și domnul primar. Da, prost. Copii, puneți-le. Aduceți ceva, haideți că vă ajut eu, doamna. Le puneți așa, le puneți așa. Vă bucur această surpriză? Da. Vă dea Dumnezeu sănătate și pești fericit. Mă așteptați la această surpriză? Nu mă gândeam. Deci spuneți că vă bucură foarte mult. Vă dea Dumnezeu sănătate. La toți care ați venit. Primarul comunei Braniștea, Marin Ion, cunoscut drept un om atent la nevoile comunității pe care o conduce, este întotdeauna alături de cetățeni, în special de micuții și de vârstnicii din zonă, care au atât de mare nevoie de sprijin. Noi vă mulțumim foarte mult, atât eu cât și colegii mei, atât dumneavoastră organizația itinerantă a Partidului Social Democrat, cât și președintelui Consiliului Județean, care știu că monitorizează toate aceste aspecte frumoase și binevenite. Suntem la o familie de oameni nevoiași, serioși, liniștiți, o familie cu 4 copii. După cum ne-ați văzut dumneavoastră, sunt frumos îmbrăcați, sunt întreținuți, unii la școală, alții la grădiniță și mă bucur că
putem să fim și noi alături de ei cu ocazia acestor sărbători, să le asigurăm niște zile mai liniștite, să le aibă niște bucurii, fericire și toate celelalte de care au nevoie. Secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu prezent la astfel de acțiuni, întrucât pentru acesta sărbătorile sunt mai fericite atunci când dăruiește. Impresionat de poveștile de viață ale multor persoane nevoiașe din Mehedinți, tânărul a dorit să le aducă o fărâmă din bucuria sărbătorii învierii Domnului. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor tinerilor din organizația noastră care s-au mobilizat și am reușit să strângem un număr foarte mare de produse. Acest lucru ne ajută să ajungem la cât mai multe familii din județul Mehedinți. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului președinte Aladin Georgescu pentru sprijin, domnului primar al comunei Braniștea Marin Ion, pentru că am făcut două acțiuni foarte frumoase, am fost și la o familie cu foarte mulți copii foarte frumoși și la niște persoane vârstnice, pentru că asta ne-am propus cu această acțiune, să ajungem la categoriile vulnerabile și să ajungem la cât mai mulți copii și la cât mai multe persoane vârstnice. Viața este uneori mai mult decât nedreaptă, iar vremurile în care trăim devin din ce în ce mai grele. Din astfel de motive, acest grup de oameni inimoși din Organizația Tinerilor Socialdemocrații din Mehedinți își îndreaptă generozitatea către familiile aflate în pragul sărăciei de fiecare dată când este nevoie.